Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă salut cu mare drag din studioul Gurinel TV. Începe emisiunea, sunt părinte și îmi pasă. Copilul este ca un magnet pentru microbi. Pe unde pune copilul mâna, germenii sunt deja pregătiți să se lepească de corpul lui și să-și facă de cap prin corpul copilului. La vârste mici, copiii încă nu sunt conștienți și nu cunosc cum ar trebui să aibă grijă de igiena personală, însă părinții își dau seama că trebuie să-i informeze și să-i pregătească de o viață frumoasă. Copiii ar prefera mai degrabă să se scalde într-un noroi decât să stea la băiță să fie curățel. Ei preferă mai degrabă să se joace în nisip decât să stea sub duș. Asta este realitatea și astăzi vreau să discutăm despre igiena personală, fie că este în familie, fie că este la școală sau în instituțiile publice și la ce poate duce dacă nu respectăm această igienă. Toate detaliile ne va spune doamna Eudochia Tonkoglas, care este medic infecționist la Centrul Medical Medipartner. Bună seara și bine ați venit la noi! Avem alături de noi și o familie frumoasă, o familie de admirat, familia Roșca, mama Olga Roșca, bună seara și bine ați venit și dumneavoastră. Mulțumim. Paula are 12 anișori, Claudiu are 10 anișori, Gloria 6 ani și Fabian are doar 2 anișori, el deja este în acțiune aici, s-a ascuns de public, însă facem și cu el cunoștință mai târziu. Pentru început vreau să vă spun că sunteți o familie frumoasă, o familie de admirat, însă vrem să știm și noi secretul. Cum vă descurcați? Cum este o zi din viața voastră? O zi din viață este foarte activă. Nu știu, cineva poate să spui că e greu, dar este foarte frumos. Nu spun că e ușor, dar ei sunt foarte ținestătători, începând de la Paula chiar până la Gloria. Aha. Ei prin asta începeau, uite, când apărea a doilea, a treilea, ei singuri ajutau. Da, ajutau. Și sunt foarte receptivi, se joacă unul cu altul, comunică mult și prin asta chiar e o zi foarte frumoasă, plăcută. Ne trezim cu mare entuziasm pentru orice zi. E plăcut. Foarte frumos. Așa dumneavoastră i-ați obișnuit să fie independenți sau cum ați procedat? Eu mai bine zis, undeva ei singuri au început, fiindcă vedeau că mama trebuie să aibă grijă de cel micuț, mm-hmm. și ei chiar veneau și mă întrebau, poate să te ajut cu ceva, poate... Și uite așa ei deveneau, chiar dacă să vorbim de băiță, acum singuri ele, uite, hai eu mă duc cu soroara mai mică și o ajut, mm-hmm. vorbim de Paula. Și foarte, pentru mine este un ajutor foarte mare și chiar e bine că ei singuri începeau să-și ia ceva responsabilități care nu erau obligații, zicem, dar din plăcere făceau ca să ajute frățiorii mai mici. Așa sunt, bravo, sunt descurcăreți, dar cum este la capitolul igiena personală? Respectă, se ajută unul pe altul, cum spuneți și dumneavoastră? Mai avem, știți cum, mici ezitări, ca orice copil, știți cum, mai uită câteodată să-și spele dințișorii și eu, haide, du-te că... Uite că e oră sau de mânuți nu. Asta la noi este strict. Am intrat în casă, plecăm, intrăm la baie, ieșim strict. Zic, mâinile, asta e mai ceva ca o oglindă pentru orice persoană. Și poate mai sunt unele, știți cum? Eu cred că orice mamă permanent trebuie supravegheați un pic. Chiar dacă sunt mari ei, acuși sunt mai energici. Uite, dai pe speli mânuțele. Da, nu, dacă nu, ne întoarcem funguța la baie. Asta e, că-s copii până la urmă, urmi și nu poți, dar de mici se insuflă, uite, toate obiceiurile astea, pe urmă de acum tu faci fără să-ți dai seama, tu știi că ai intrat direct la baie, ai ieșit tot așa. Și... S-au obișnuit deja, da? Da. Să ne spună și Gloria, ea este mai activă la noi, uite, o să-ți dau și un microfon, el transmit... Gloriei, așa îmi place numele tău, numele Gloria, da? Și tu mergi la școală sau la grădiniță? Ridic mai sus. Îți place la grădiniță? Da, ce faceți place acolo? Ce faceți? Învățăm abecedarul și învățăm literele, cifrele și învățăm impare și pare. Doamne, sunteți foarte ocupați la grădiniță, văd eu, dar aveți grijă să zic așa, să păstrați igiena în clasă, să aveți grijă, să faceți curat, să fie fiecare obiect la locul lui, da? Sunteți de serviciu, să înțeleg. Da. Tu ești de serviciu des? Îți place să faci curățenie? Da. Fie că în clasă sau acasă. Dar acasă o ajutați pe mama la curățenie? Da. Cum eu o ajuți? Eu ajut pe mama la mâncare și la curățenie. Aha. Acum să ne spui de câte ori îți speli tu mânuțele pe zi. Ai numărat de câte ori îți speli mânuțele? Doar o zi.
Doar o dată să înțelegem, da? Bine, Claudiu, să ne spui tu. Claudiu, am zis drept, da? Numele tău este așa specific, frumos. Să ne spui, tu respecti igiena personală? În ce constă igiena personală? Ce înseamnă asta? Cum crezi tu? Ce trebuie să facem noi zi de zi? Să spălăm pe dinți. Da. Să spălăm mâinile înainte de mâncare și după. Aha. Frățiorii mai mici sau surorile, dacă nu pot să-i ajutăm. Mhm. Seara, ce facem noi? Seara? Da, vrea să ne spună și Fabian care ceva. Este igiena personală la el, da? Fabian, puiuțu, salut! Ne spui și nouă un salut? Da, tu ești mai timid, o să-i luați microfonul, vă rog. Am înțeles, copiii, vedem că sunt informați, unii mai respectă regula, cei de acasă, unii dintre ei chiar nu respectă din cauza că uită sau părinții nu-i prea informează. Deci, acum să vedem... Așa, corect, ceea ce spui tu este corect, dacă am înțeles. Doamna Tonkoglas, să ne spuneți dumneavoastră, care sunt bolile, să le spunem așa, foarte grave pe care le poate cauza nerespectarea igienei personale? La ce duce nerespectarea igienei? Nerespectarea igienei personale poate să ducă la gastroenterită acută infecțioasă. Ce este gastroenterită acută infecțioasă? Asta este inflamația mucoasei stomacului și intestinului. Și asta, inflamația este provocată de virus. Noi știm rotavirus, știm astrovirus, știm norovirus, enterovirus și bacterii. Din bacterii care cel mai des afectează mucoasa stomacului și intestinului sunt salmonella, shigella și campylobacter. Uh-huh. Și în cazul când totuși nu este respectată igiena aceasta personală, când copilul nu spală mânuțele înainte de mâncare, când copilul nu spală mânuțele după ce iese din viceu, dacă nu sunt spălate jucăriile, periodic totuși trebuie de spălat și jucăriile. Uh-huh. Dacă în familie este cineva bolnav, bolnavul acesta tot trebuie să fie izolat, că asta tot merge ca o regulă pentru a stopa prevenirea bolii gastroenteritei, așa numite acute. Și în cazul acesta, dacă noi avem contact cu virusii aceștia, ori cu bacterii, noi putem să facem o boală care se numește gastroenterită acută. Am văzut ce înseamnă aceasta. Să vedem ce ne spune și medicul pediatru de la Centrul Medical MediPartner, doamna Georgeta Simon, să ne dea mai multe detalii referitor la ceea ce a spus și doamna, după care revenim în studio și continuăm discuțiile. Care sunt cele mai frecvente acuze la diferite vârste? Acuzele părinților sau a copiilor care vin la gastroenterolog, în primul și în primul rând, cuprind regiunea abdomenului, dureri în burtică, dureri în diferite zone ale burtei, cu uneori soldate cu semne dispeptice, cum ar fi greața, cum ar fi deseori vomele, dereglări de tranzit intestinal, deci abdomenul cuprinde în sine foarte multe organe. Și afecțiunile organelor abdominale duc deseori la întâlnirea, în primul rând, a gastroenterologului cu copilul și după asta a specialiștilor de rigoare. Deci dureri abdominale, poftărea de mâncare, greață, vom, apetit capricios sau lipsa poftei de mâncare. Ultimul timp avem copii care ne vin cu niște acuze deosebit de interesante, sunt copii care nu acceptă diferite culori ale mâncării, diferite mirosuri ale mâncării, sunt lucruri interesante din ce în ce mai des apărute ultimul timp, grație multor afecțiuni ale sistemului digestiv și nu doar digestiv, dar și a sistemului nervos central. Cât de des copiii cu patologii digestive au nevoie și de consulturi altor specialiști și care specialiști?
Gastroenterologii, nu doar pediatri, dar și cei maturi, lucrează într-un tandem deosebit de strâns cu foarte mulți specialiști. Problema constă în aceea că durerile abdominale survin în foarte multe alte patologii. Toată patologia alergică, alergia alimentară, reacțiile alergice la medicamente au nevoie de consultul alergologului, numai decât pentru că problema alergologică stă în prim plan cu afecțiunea sistemului digestiv secundar. Suntem foarte des chemați în consulturi la pacienții care au patologie sistemului conjunctiv. Acolo sunt alte probleme. Copiii cu boli reumatismale folosesc medicamente care au ca efecte adverse afecțiunea ale sistemului digestiv, atât pe stomac, intestin, dar foarte des și pe sistemul hepatobiliar. Deci lucrăm în constrâns legătură cu reumatologie. Ce ține de o patologie sau o ramură deosebită a gastroenterologiei, care se numește tulburări funcționale sistemului digestiv, aici lucrăm într-o concordanță mare cu neurologii. Neurologii, neuropsihologii, neuropsihiatrii, pentru că sunt mult mai des întâlnite tulburările respective. Copiii dau dereglări funcționale după, deseori după folosirea masivă a terapiei cu antibiotice, atitudine către care este ultimul timp din ce în ce mai corectă, zic eu. Părinții s-au învățat să nu administreze antibiotice la stânga și la dreapta. Să zicem așa, deseori antibioticele nu sunt administrate acolo unde ele sunt necesare și avem copii cu patologie delăsată, gravă, pulmonară, intestinală și de altă natură. Deci rog părinții să fie foarte atenți. Infecțiile bacteriene necesită terapie cu antibiotice, decide doctorul, da sau nu, antibiotic. Dar după administrarea terapiei cu antibiotice, deseori rămân așa numitul sindrom colon-iritabil post-infecțios. Copilul care suportă o violență, fie nu numai decât fizică, violența verbală este mai strașnică decât cea fizică. Deci, diferite dereglări în sistemul emoțional al copilului în creștere, a micuțului sau deseori a adolescentului, duc la dereglările funcționale digestive. Și atunci, tratamentele gastroenterologice sunt minimalizate. Necesită un tandem lucru neurologului, a psihologului, a gastroenterologului, pentru că și aici este nevoie de limitarea unor alimente. Lactatele, cruditățile agravează situația. Picantele, xenobioticele sau coloranții din diferite alimente, ele agravează tulburările funcționale digestive și atunci echipa doctorilor necesită un tandem cu rezoluție în tratamentul copilului cu tulburări digestive. Bine, dacă și voi cei de acasă ați văzut și ați observat aceste simptome spuse de către doamna medic gastroenterolog Georgeta Simon de la Centrul Medical MediPartner, vă puteți adresa cu mare drag la acest centru, acolo unde veți primi toate informațiile necesare și tot suportul. Mai am aici lângă mine un coprezentator care cred că în curând îi oferi microfonul. Da, Fabian? Hai, dă mami, nu arunca, dă mami, Fabian, hai, dă. Bine, deci acum vreau să continuăm discuția noastră. Ne spuneți dumneavoastră, v-ați întâlnit cu asemenea simptome care a spus și medicul și v-ați atrezat de urgență la medic sau să mergeți cel puțin la o consultație cu copiii? Sigur. Spunem așa, pentru mine poate este o bucurie că foarte rar copiii noștri se îmbolnăvesc, dar am avut așa situație, chiar cu ăsta mic, că m-am început prin vomă, diaree și fiebră. Nu știam, da, febra mare, el a început de acum să nu mănânce, puțin era apatic așa, Iană, și sigur că primul lucru ce am făcut, am plecat la spital, fiindcă așa copilul mic nu pot singur să-l hidratez, și am primit chiar picurători, au fost bine, am dat și niște investigații care au arătat că sunt foarte ok, dar totuși o rehidratare, copilul a avut nevoie și foarte repede și a revenit după asta. Au spus că un virus ceva, un enterovirus ceva copilul. Și am avut necesitatea și noi de ajutorul unui medic, sunt da, sigură specialist. Că și mulți cei de acasă se întâlnesc, poate unii nu cunosc. Cum controlăm aceste infecții?
Aceste infecții, noi putem să, mai întâi noi putem să presupunem ce fel de infecție este la copil. Cel mai des, totuși, pe primul plan, sunt infecții gastroenteritele acestea acute, care sunt provocate de virus. Și virusii aceștia noi putem să primim numai prin contact, dar și prin aer, spunem așa, că infecțiile enterovirus și rotavirus, el se răspândesc prin aer. Infecțiile erogene ele sunt. Și pacientul, dacă copilul primește virusul acesta, în majoritatea cazurilor, el are vomi, are crampe abdominale, el are scaunul lichid copilașul, se ridică febra. Și în cazul acesta noi monitorizăm situația și dacă situația este în așa fel că copilul nu face mai mult decât 8 scaune, dacă copilul nu are febra, care nu cedează la preparatele antiinflamatorii, dacă noi putem să facem rehidratare în condiții de casă și nu vedem că se agravează situația, atunci noi facem tratamentul și totuși presupunem că asta este o infecție virală. Dacă noi observăm că pe fond de rehidratarea, pe fond de preparatele care o să dăm noi de gen sorbent, starea nu se ameliorează, dar febra se menține, apare mucus în scaun, crampe abdominale sunt mai pronunțate, apare sânge în scaun, atunci noi putem să presupunem că aici este o infecție bacteriană, iar că această infecție necesită poate câteodată și indicarea antibioticului. Este poate bine venită examinarea analizelor speciale, analizei generale a sângelui, unde noi observăm, totuși asta este suspecție la infecție virală, ori este suspecție la infecție bacteriană. Că la infecțiile virale, leucocitele sunt în limitele normei, dar la infecțiile bacteriane, leucocitele în analiza generală a sângelui cresc. Și facem analiza coproparazitologică, care totuși ajută nouă să precizăm care este etiologia bolii, ca să facem mai departe tratamentul corect. Bine, dar după care simptome, să ne spuneți, părinții, mămica ar trebui să meargă la medic? Simptomele sunt foarte importante, care signalizează că totuși mămica trebuie să meargă la medic, sunt următoare. Dacă copilul devine apatic, dacă sunt buzițele uscate, pielea uscată, dacă copilul nu se urinează, la copiii mai mici, dacă noi vedem că scuticul este uscat, la copiii mai mari noi vedem că totuși nu se urinează adecvat, dacă vedem că nu cedează febra, dacă copilul este până la 6 luni de zile, asta e vârsta cea mai fragedă și care poate să dă cele mai multe complicații. Dacă noi dăm rehidratarea, dar necătând la ce că noi rehidratăm copilul și totuși apatia aceasta nu trece la copil și noi vedem că vărsăturile, spre exemplu, tot se repetă și se repetă, atunci neapărat, nu numai decât, trebuie de adresat la medic. Deci trebuie să ne adresăm la medic atunci când este cazul, pentru că sunt unele mămici speriate și se adresează poate prea devreme sau unele cazuri prea târziu și este deja foarte prea corect, târziu. Foarte trebuie corect, să cunoască da. Când și majoritatea, totuși, majoritatea infecțiilor acestea intestinale îi parcurg în formele ușoare. Și până la 3 ani de zile fiecare mămica totuși se întâlnește în viața copilului ei cu epizoadele acestea de gastroenteritele acute. Dar vă spun că dacă noi facem rehidratare, de asta primul ce trebuie să facem noi, rehidratare, că copilul se rehidratează foarte și foarte repede. Și noi vedem că pe fond de rehidratare starea copilului se ameliorează, monitorizăm 24 de ore. Dacă vedem că starea copilului este cu ameliorare, atunci mai departe noi de sinistătător putem să ieșim din starea aceasta, iarăși cu rehidratarea, cu dieta, dacă este copilul mic și până la un an de zile și se află la alimentația naturală, atunci mama trebuie să dea sân cât mai des, copilul trebuie să fie alaptat cât mai des cu porțiile mici, că laptele matern este
cel mai bun remediu în cazul acesta. Dacă copilul se află la alimentație artificială, atunci trebuie de trecut la un amestec fără lactoză. Asta tot e foarte important. Uh-huh. Și paralel trebuie de făcut rehidratare, sunt soluțiile speciale și soluțiile acestea noi putem cu siguranță să găsim în farmaciile. Uh-huh. Și copilul până la un an de zile, rehidratarea se poate de făcut cu pipeta, da, ori cu linguriță dacă el bea și cu porțiile mici de dat rehidratarea aceasta. Dacă copilul este mai mare și poate să bea deja din cănuță, atunci noi dăm câte 2-3 înghițituri peste 10-15 minute. Uh-huh. Am înțeles. Dar nu forțăm rehidratarea aceasta, că dacă forțăm poate să apare voma și asta mai departe cumva o să complice situația. Uh-huh. Bine, ca să nu plictisim prea mult copiii care îi avem aici alături de noi, să ne spună și Paula. Paula, pe voi, vă învață la școală cum să faceți igiena personală? Ce trebuie să facem? Ce vă spun profesorii la școală? Desigur că profesorii la școală, în primul rând, atunci când plecăm să mâncăm, uh-huh, ne obligă ca să ne spălăm pe mâini, deoarece, da, în primul rând, dacă dorim să fim sănătoși, trebuie să avem și o igienă cât mai curată. Aha. Da, și chiar și noi copiii, la o vârstă anumită, știm și suntem responsabili că trebuie să ne spălăm pe mâini și să avem grijă de igiena noastră. Uh-huh. Dacă nu avem grijă de igienă, ce se poate întâmpla? Spre exemplu, ce te doare? Burta, uh-huh, capul uneori. Exact, și ești slăbit, da, nu ai dispoziție, da? Da. Bine, să vedem acum cum poate afecta și dispoziția noastră acestei infecții. Sunt sigură că nu suntem într-o formă perfectă când suntem atacați de niște virus sau de niște infecții. Apare inapetența, vomie, dureri în burtică, apare cefaleia, apar scaune lichide, uh-huh, de la 3 scaune lichide apoase până la 24 de scaune lichide în zi. Apare starea de somnolență și asta tot este un moment când noi trebuie să batem alarma și poate în cazul acesta cât mai repede să apelăm la ajutorul medicului. Bine, ne spuneați dumneavoastră înainte că trebuie tratate aceste infecții cu antibiotic. Este oare posibil ca sistemul imunitar al unui copil care este sănătos, care consumă multe vitamine, fructe, legume, să lupte cu aceste infecții? Antibiotic noi indicăm numai în cazul acela când noi dovedim că infecția aceasta a fost provocată de bacterie. Dar dacă infecția este provocată de un virus, antibioticul aici o să fie inutil. Uh-huh. Virusii nu se distrug sub influența antibioticului. Și antibiotici noi nu indicăm din start când apare problema. Primul ce facem noi facem rehidratarea, dăm ceva din probiotici, ceva din sorbenți și monitorizăm situația. În primele 24 de ore, monitorizarea aceasta, cu monitorizare se ocupă mămica, dar mai departe, dacă starea este mai agravată, atunci mămica se adresează la medic și medicul deja hotărăște, este cazul ori nu este cazul de indicat antibiotic. Aici, clar lucru că foarte mult depinde de imunitatea copilului. Copiii care au imunodeficiență, copiii, uh-huh, care au malnutriție, copiii din familii social vulnerabile, ei suferă totuși din cauza că imunitatea nu este destul de puternică ca să lupte chiar și cu virusii, uh-huh, de sinistătător. Și atunci este cazul, poate să intervenim noi nu cu antibiotici, dar cu alte remedii, ca să ajutăm să iasă copilul din starea aceasta. Cu alte remedii naturiste, sau cum să înțelegem? Poate să fie și cu remedii naturiste, uh-huh, și poate să fie și cu preparatele medicale. Dar vă spun că în cazul acesta, mămica începe tratamentul cu rehidratarea, mămica începe tratamentul cu alimentația corectă. În primele 6 ore este recomandat în diopște să fie copilul numai rehidratat și să nu fie alimentat cu alimentele ceva mai tari. Și peste 6 ore deja noi putem să apelăm la la niște supe din legume, putem să apelăm la niște pesmeți, dar paralel merge și rehidratarea. Și dacă situația nu se ameliorează,
atunci deja mamica trebuie să apeleze la medicul ca să medicul să facă concluzia și poate să adauge ceva în tratament. Am înțeles, doamna Roșca, să vă întreb și pe dumneavoastră. În ultima perioadă tot se discută despre antibiotic, da? Că medicii aglomerează pacienții cu prea mult antibiotic. Ce părere aveți și dumneavoastră de această latrasă? Sunt de o părere nu prea bună. Nu sunt de acord cu administrarea la orice viroză cum unie sau orice mică problemă antibioticul. Noi am avut, cred că, marele noroc să dăm peste medici foarte buni, care că chiar și în cazul care am avut, nu am avut necesitate de antibiotic, foarte ușor am și la fel, care la orice răceală tot încercăm ceva, poate și naturist, ceva ce ne mai prescrie medicul, dar numai nu antibiotic. Încercați da, să fugiți să fugim, de el, pentru că da? Știm că nu este ceva foarte benefic pentru organism. Am înțeles, doamna Tonkoglaz, deci se spune că în ultima perioadă microbii, aceste infecții, ele sunt totuși puternice, au imunitate la antibiotice. Rezistente, așa numite, da. Au rezistență de atâta că era un timp la noi, acum vedeți că s-au schimbat lucrurile și în ultimul timp antibiotic fără prescripția medicului, fără rețeta, nu este eliberat în farmacie, dar erau și alte timpuri când antibioticul putea să cumpere orice pacient și fără rețetă. Și asta duce la aceea că microbii, că despre virus noi nu vorbim, am spus că virusii nu sunt afectați de antibiotici, dar microbii, dacă noi indicăm antibiotic în dreapta și în stânga, fără totuși o indicație așa mai specială, atunci microbii se deprind de antibioticul acesta și se dezvoltă rezistența. Rezistența, asta înseamnă că deja microbii nu sunt distruși sub influența antibioticului. Și dacă în caz de o situație așa mai gravă, poate o să fie cazul, că deja o să fie necesar antibioticul acesta, dar el deja nu poate să ajute de atâta că s-o deprins organismul cu antibioticul acesta. Am înțeles, deci, doamna Roșca, dumneavoastră credeți în puterea subconștientului atunci când ești bolnav, se zice, dacă ai o putere a subconștientului, reziști, nu apelezi la medicamente. Nu, chiar ce țin de copii mici, uite așa, care sugare, dacă mama, uite, singur undeva crede și păi aceeași se transmite copilul foarte mult prin starea mamei, prin chiar puterea asta de a crede că, uite, poate rehidratarea cea simplă, ea o să aducă la foarte bune rezultate. Și, într-adevăr, panica, eu cred că aduce numai ceva negativ în orice situație. De aceea trebuie cu calm și răbdare foarte mult, trecem peste orice problemă de sănătate. Din practica dumneavoastră deja ați observat. Da, chiar nu mă panichez deloc, chiar și la febra mare și, nu știu, acolo ceva, nu știu, strănut, tusă, nu știu, totul așa luăm cu încet, cu calm și chiar foarte bine ieșim din toate situațiile. Bine să vă întreb, de... așa a fost și la primul copil, pentru că treptat îți creezi imunitate. Nu, cred că la primul, da, a fost mai stresant tot, dar cu timpul te înveți și vezi că nu este chiar așa de gravă aceeași febră mare sau aceeași tusă care toți ne speriau că pneumonie, nu mai sunt toate pneumonii și uite, așa, Iana, eu multe ori de acum înțeleg, după cum tușești, eu știu de acum ce e la ea. Da, că este un simplu... de gravă situație. Da, 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 dacă ceva este de la gât ceva sau puțin este mai jos în... De acum, uite, singur pot să depistez copilul meu care este situația la moment și dacă este grav sau nu. Pot să apelez mai departe la spital sau ne tratăm tot cu ajutorul medicului, sigur că fără o consultație, eu cred că n-ar fi corect, că nu știm noi de fiecare dată ce să administrăm corect. Și uite așa, copiii sănătoși, fără antibiotic. Sănătoși cu multă dispoziție, da? Deci acolo sunt ocupați băieții. Claudiu, vreau să ne spui și tu, văd că ai multă ocupație acolo. Îți dea surioara ta microfonul. Îl conectez, te rog. Vreau să te întreb, ce ocupație ai tu în afara orelor școlare? Că ești foarte activ. Da, ce uite, ce preferi tu să faci după lecții? Notul. Bravo. Așa, facem not. Engleza și fotbalul. O, și la fotbal reușești să mergi, da? De la ce vârstă joci fotbal? De la 5 ani. Ai vrea să devii un fotbalist emerit? Cine este fotbalistul tău preferat sau echipa?
Încă nu ai una preferată. Nu ai găsit pe cineva care să-l admiri. Cred că este Barcelona. Barcelona. Mm-hmm. Eu cred că vei deveni și tu un fotbalist iscusit. Și să ne spună și surioara ta. Ce preferă ea? Ce vrea să devii când vei fi mare? Eu, când o să devin mare, aș dori să fiu frizeriță. Wow, vrei să fii frizeriță, să faci coafuri, da? Da. Foarte frumos, îți dorim ca să se îndeplinească dorința ta pentru copiii de mici, ce își doresc, vor realiza pe parcurs. Inclusiv dacă aveți multă imunitate, multă dispoziție și susținere din partea părinților, da? Sigur. Bine, să revenim la subiectul nostru, să vedem, doamna Roșca, încercați acasă să transformați niște reguli de igienă în jocuri, spre exemplu. Cred că simt de acum mai multe, spunem așa, în ziua de azi lucrurile stau mai simplu din cauza că totul ce se procură, se procură în mod educativ, dar totodată și cu jucării, fiindcă aceleași periuțe de dinți, aha, toate sunt cu animăluță, cu nu știu, de ce, desene animate, toate sunt același săpun acum. Tot e pentru copii, singur curge, lor le este foarte interesant. Cum așa... Sunt atrași de, da, de toate lucrurile care, chiar și băița. Ce frumos miroase șamponul, ba, ciocolată, ceva caramel. Și ei cu mare drag își fac băița în fiecare seară, le place să facă cada plină cu spumă. Nu este problemă la capitolul ăsta, nu-i poți scoate din cadă când toți vor toți pe rând funguța la băiță. Nu avem probleme, într-adevăr, fiindcă prin asta ei cred că în comerț găsim foarte mult lucruri atractive pentru ei și interesante, că ei singuri doresc să încerce toate pe pielea lor, să vadă cum, uite, săponul ăsta lucrează, cum periuța de dinți spală așa singură, nu mă uiți în guriță și ea se rotește. Și cred că asta tot este un stimul foarte bun pentru copii când încep, mai ales. Exact, și un ajutor mare pentru părinți. Corie. Bine, doamna Tomcoglas, cum ar trebui să facem spălatul mai atractiv pentru copii? Sau ce reguli ar trebui să impună părinții din punctul de vedere a unui specialist? De la mic copil, totuși, părinții trebuie să creeze reflexul acesta. Că tot ce deprindem, cu ce deprindem copiii, asta este reflexul. Noi învățăm cum corect trebuie de făcut. Și foarte corect, spălarea mânuților, alimentarea corectă, apa să folosească copilul nu din robinet, dar să folosească îmbuteliată, ori să fie apa fiartă, să nu folosească apa dintr-un, eu știu, dintr-o sursă necunoscută, că e tot poate să aibă niște microbi. Foarte important ca copiii să învețe împreună cu părinții că jucăriile trebuie să fie dezinfectați, prelucrați, da? Da, bravo! Așa! De atâta că copilul, mai ales copilul mic, el doar învață tot ce este în jurul său și el, știți că el tot pune în curiță. Prin asta el face cunoștință cu mediul înconjurător. Chiar am observat că Fabian, ați văzut microfonul acela, el a pus în guriță. Așa sunt toți copiii mici, da. Tot de aceea, periodic, totuși, trebuie de prelucrat și jucăriile. Jucăriile acestea care sunt din plasmasă, de prelucrat cu sodiu, bicarbonat de sodiu de 2%, se poate de pus 4 lingurițe de bicarbonat de sodiu și de dizolvat în 250 ml de apă și reșind din anume de echivalența aceasta, de făcut poate soluție în cantitate mai mare și de prelucrat cu soluția aceasta. Dacă sunt niște jucării cu fisuri, cu crăpături. Jucăriile acestea deodată trebuie să fie aruncați, de atâta că anume în crăpăturile acestea, în fisurile, se colectează cele mai multe microbi și cei mai mulți viruși. Foarte important ca să fie pregătită alimentația corect. Foarte important ca să fie alimentele corect păstrate în frigider, la temperaturi corecte. Și asta se învață. Dacă copiii văd că mămica tot timpul vorbește despre asta, tot timpul atrage atenția la asta și ei cu timpul se deprind și la dânsă se produce un reflex care e mai departe, cu reflexul acesta merg mai înainte și deja când apar la dânsă copilașii, ei tot acestea reguli implică și în viața lor personală. Da.
Așa. Dacă spuneți despre produsele alimentare, da? Cu ce pot afecta pe cei mici atunci când nu spală fructele sau legumele pe care dacă le mâncăm? Dacă nu spală fructele și legumele, noi putem să mulipsim iarăși de infecțiile bacteriene. Uh-huh. Spre exemplu, șigheloza, dizenterie, încă se numește boala aceasta. Uh-huh. Că fructele și legumele, ele sunt păstrate undeva, sunt prelucrate, ambalate de cineva și dacă acel care ambalează, care prelucrează, el totuși nu ținut de regulă aceasta că trebuie de spălat pânuțele, atunci infecțiile acestea poate fi răspândite prin așa mod. Mai departe, prin legume și fructe noi putem să primim și niște protozoare așa numite, infecțiile parazitare. Uh-huh. Și din grupul acesta face parte amblioza, giardiaza încă așa numită. Giardiaza este o boală destul de interesantă, că când nimerește parazitul acesta în organismul copilului, copilul poate să nu aibă nici febră, poate să nu aibă nici vome, poate să aibă numai periodic crampe abdominale și scaun poate fi lichid, dar poate să fie periodic și scaun destul de oformat și poate să apară inapetență la copil. Dar din cauza că lucrează parazitul acesta în intestinul subțire, nu se absorbe alimentația și copilul începe să scadă în greutate, el devine mai apatic, el câteodată poate să aibă probleme cu insomnia, la școală nu însușește materialul deja destul de activ cum era până atunci. Și în cazul acesta, câteodată chiar și medicul la care apelează copilul cu așa acuze nu poate să gândească că este o boală acută parazitară. Numai deja când se fac mai multe analize, noi descoperim că este o parazitoză, giardiază și indicăm tratamentul adecvat. Uh-huh. De aceea anume regulile acestea de păstrare alimentelor, de spălare alimentelor, sunt foarte și foarte importante. Pericolul tot timpul în jurul nostru. Uh-huh. Oriunde ar fi copii, chiar dacă sunt la joacă, chiar dacă mănâncă o fructă, ei oricum pot să ia acest poate să, da, da, microb. Să întâlnească microbul, ori virusul, ori parazitul. Uh-huh. Să vedem în viziunea copiilor ce ar însemna un microb, pentru că atunci când ne uităm la televizor, cum sunt prezentați microbii? Eu sunt sigură că ați văzut la televizor desene animate sau publicitate. Să ne spună Claudiu, că el este așa mai activ la noi. Tu ai văzut cum arată microbii la televizor? Niște monștri cu țepi. Aha. Care fac doar rău în corpul nostru. Aha, doar rău fac, așa crezi tu și așa spune și medicul, da? Într-adevăr, așa și este, ei ne fac doar rău. Bine, să revenim la surioara ta, Paula, să ne spui ce ocupații ai tu sau ce hobby-uri ai? Eu practic dansurile uh-huh. de mică și îmi place foarte mult acest hobby și doresc să-mi continui cariera ca... Când voi ajunge mare, să ajung cineva. Wow, frumos! Îți dorim succesul! Sigur că vei fi o dansatoare renumită. Și ce alte ocupații mai ai tu când vii de la școală? Ce mai faci? Am germană uh-huh. și după germană trebuie să plec repede la dans. Uh-huh. Ce ți-ar mai plăcea să faci? De ce înveți germana? De ce nu ai ales engleza sau alte limbi străine? Învăț germană fiindcă este o limbă foarte interesantă și îmi place... Îți place? Este da. Complicat? Nu este, însă dacă ești atent și dacă dorești să o înveți, uh-huh. păi... Te descurci până da. La urmă, da? Doamna Roșca, să ne spuneți dumneavoastră, ați observat unele mișcări sau să le zic așa ale copiilor, spre exemplu, să se mănânce unghiuțele sau să facă alte lucruri care nu sunt benefice pentru sănătatea copiilor? Au fost, acum nu mai sunt, dar au fost, da, perioade când, da,
poate nu toată, câte o unghiuță, dar vedeam ceva. Și încetişor, așa, uite... Singuri au renunțat? Poate undeva și singur, dar undeva totuși le spuneam. Foarte multe microbi sunt anume sub unghiuță, fiindcă noi nu putem să le vedem și nu așa de bine, chiar dacă spălăm mânuțele, sub fiecare unghie nu o curățim în destul. Și ea a realizat că totuși este un obicei, cred că foarte... Eu cred că undeva copiii prin asta, poate emoțiile așa se le ascund, cineva poate este mai, știu care mai au copii, poate ceva cu sistemul nervos, totul, ei au ceva, un obicei, să-i spunem ăsta, care nu este deloc benefic pentru ei, dar totuși se întâmplă, dar totuși se corectează. Nu este ceva care, gata, copilul ăsta toată viața o să-și mănânci unghiile. Nu. Bine, dar am întâlnit și persoane mature, 30-40 de ani. Cred că de acum aici e greu, da, dacă nu, de mic, nu scăpi de uite obiceiul ăsta, pe urmă este foarte complicat, într-adevăr. Doamna Tuncuglas, de ce aceste persoane și mănâncă unghiile? Cum să ne explicăm acest fapt? Eu cred că asta, totuși, cum spune și doamna Roșca, asta e mai mult legat cu ceva, totuși, cu aceea că este o stare psihologică, poate mai mult, știți, mai încordată. Dar... cu obiceiul acesta, noi, în vederea bolilor intestinale, dacă vorbim despre asta, putem să molipsim și de așa boală parazitoare care se numește oxiurează. Sunt paraziții care noi putem să primim din tot, din mediul înconjurător, prin contact, și noi ingerăm, în cazul când este infectarea, un ou din care se produce mai departe parazitul. Parazitul acesta parazitează în intestinul gros. La noaptea, parazitul tinde spre aceea că el iese afară și în jurul orificiului anal depune ou parazitul acesta și apare prurita foarte puternică. Și copilul, în timpul somnului, poate să scarpină în locul acesta care pe dânsul deranjează și ouăle acestea nimeresc sub unghișorii. Și dacă mai departe este obiceiul acesta, când copilașii pun mânuța în guriță, da, și mănâncă unghiile, cum spunem noi, atunci ei iarăși autoinvazează și infecția aceasta poate să dureze foarte și foarte de lungă durată. Și este așa o regulă că dacă în familie cineva este depistat cu boala aceasta oxiureoază, numai decât toți cei contactați, numai decât trebuie să fie tratați. Tratați de atâta că asta boala de contact. Și numai decât trebuie să fie toate regulile de igienă personală trebuie să respectate de către toți, absolut corect. Bine, și să ne spuneți, în ultima perioadă ați observat o creștere a pacienților care se adresează cu infecții, diverse infecții, sau o descreștere? Cum stăm la acest capitol? Vedeți că sunt perioade de iarnă și perioade de vară. În perioade de vară, clar lucru că crește cantitatea aceasta pacienților care se adresează cu bolile intestinale acute. De atâta că copiii merg la țară, acolo contactul cu animale este mai, așa spunem, mai mare. Este contact cu mediul tot mai activ. Ei mănâncă poate ceva legume care nu prea bine spală la țară. Merg la mare și la mare acolo tot dacă nu spăl bine mânuțele și unii copilași care sunt mai mici mai mănâncă și nisip, știți obiceiul acesta. Și vara este mai mare posibilitate de a afecta cu infecțiile intestinale. Și vara noi mai mult observăm că cresc anume infecțiile bacteriene provocate cu așa numite bacterii. Dar iarna noi mai mult totuși avem contact cu infecțiile virale care noi putem să primim prin calea aerogenă. Asta așa numit rotavirus, știți despre rotavirus, și metoda de prevenire a rotavirusului este vaccinarea. Din copii care nu sunt vaccinați, 50% dacă sunt depistați cu gastroenterite acute, cauza principală este anume rotavirus. Bine, să ne dați și mai multe detalii despre rotavirus. Sunt sigură că nu cunosc toți această informație. Rotavirus, asta e un virus. Eu cred că mămicile știu ce înseamnă rotavirus, de atâta că există vaccinul și vaccinul acesta este compensat de stat și copilașii pot să facă infecția aceasta,
mai mult pe timpul de iarnă și infecția aceasta se răspândește prin calea aerogenă. Uh-huh. Apar simptomele ușoare catarale, febra, ca de obicei, nu este așa de mare, uh-huh, crampe abdominale, vomi și diareea. Și diareea poate fi apoasă și poate fi chiar până la 20 de scaune în zi. Și copilul foarte repede se deshidratează. Și în cazul acesta e foarte important ca mama să fie foarte atentă și să observe momentele când deja rehidratarea de sine stătător nu dă rezultate. Că aici cât mai degrabă mamica se adresează la medic, rehidratarea merge mai departe în condiții de staționar și copilul este mai repede salvat din starea aceasta. Uh-huh, am înțeles. Doamna Roșca, cum stați la capitolul cu vaccinurile? Da, în ultimul timp cam foarte multe se discută și foarte... Când totuși noi le punem, spunem așa, este un pic de teamă, este, uh-huh, dar totuși ne-am convins că trebuie copiii vaccinați, fiindcă atâtea în ziua de azi mutații, să spunem, tot bolile acestea progresează, ele în loc să fie mai puține, ele tot sunt mai multe și totuși o vaccinare este binevenită pentru copii. Că cred că rău nu le aduce nimic, mă gândesc, că la moment, dacă ne păzește, totuși vaccinul tot au un plus al lor pentru organism. Uh-huh. Și suntem pentru. Exact, și nu pot să vă întreb pe dumneavoastră, sunteți un medic emerit, să ne spuneți de ce în ultima perioadă se discută în public, se transmite prin intermediul rețelelor de socializare această discuție referitor la vaccinuri, că ele ar dăuna cumva, ar aduce unele patologii la copii care au fost și chiar unele cazuri grave. Cred că chiar nu de mult am citit un articol. Nu țin minte cum era, care era numele la un doctor de știință din Statele Unite ale Americii. Uh-huh. Și el a scris chiar un articol special că acum merge, el socoate că asta e un val de discreditare, uh-huh, a vaccinării, că nu numai la noi în țară, dar în mai multe țări, sunt acum foarte multe... foarte multe glasuri că totuși vaccinarea este dăunătoare. Uh-huh. Și părerea dumnealui că totuși vaccinurile, și eu tot sunt de acord cu dumnealui, că vaccinurile, asta e o metodă de salvare. Da, uh-huh, vaccinul, ca orice preparat medical, el câteodată poate să dea și o reacție adverse. Dar astea sunt cazurile totuși mai mult excepționale. Uh-huh. Dar vaccinul protejează de mai multe boli. Uh-huh. Și asta unicul, în unele cazuri, asta e unica metodă de protejare. Spre exemplu, poliomielita, o boală foarte gravă, boală virală, la care nu este niciun tratament. Dacă se întâmplă poliomielita, copilul rămâne pe toată viața invalid. Bine, acum să revenim la igiena personală, la igiena instituțiile publice. Credeți că în instituțiile noastre publice, fie că e școală, fie că este spital sau grădiniță, sunt respectate acele norme europene de igienă? În orice caz aș fi bine să fie respectate. Uh-huh. Aș fi bine să fie respectate. Că colectivitățile acestea de copii, ei tot sunt sursa de infecție. Acolo, în colectivitatea aceasta, vin mai mulți copii, fiecare din diferite familii, fiecare cu infecțiile lor, și acolo este șansa de a îmbolnăvi totuși mai mare decât însuși în familie. Și este aici poate necesar de spus că trebuie să fie totuși foarte bună conlucrare, convorbire între părinții și între lucrători de pedagogi, din colectivitățile acestea de copii, din școli, din grădiniță. Și dacă este un caz în familie, mama numai decât trebuie să spună că ea că am adus copilașul în grădiniță, dar în familie este problemă, cineva este bolnav. Și dacă este un caz în grădiniță, într-o grupă de infecție, fie infecție gastroenterită aceasta acută, fie infecție virală, numai decât trebuie să fie comunicați și alți părinți ca să știe care este situația epidemiologică. Uh-huh. Am înțeles cum stau lucrurile, deci la final de emisiune ar vrea să vă rog pe dumneavoastră să veniți cu câteva recomandări mămicilor celor care ne privesc. Recomandările mele o să fie următoare. Totuși, igiena personală trebuie să fie pe primul plan.
Trebuie să știți că în caz de gastroenterită acută, primul pas care trebuie să faceți asta, rehidratarea, rehidratarea orală, care trebuie să fie inițiată chiar din primele ore de îmbolnăvire. Și nu ezitați totuși să faceți legătură cu medicul dumneavoastră de familie, cu medicul infecționist, cu medicul gastroenterolog, în caz dacă este o problemă cu complicațiile. Am înțeles înainte ca să vă dau cuvântul și dumneavoastră, doamna Roșca, vreau să vă spun că statele europene la care se acord cea mai mare atenție referitor la igiena personală sunt Bosnia și Herțegovina. Aici persoanele chiar au grijă de igiena lor personală, își spală mâinile foarte des și țin cont de aceste reguli. Deci noi nu știu pe ce poziție suntem, dar cred că toți suntem printre primele poziții și sperăm că se respectă și la noi. Dumneavoastră să veniți cu un mesaj pentru cei care ne privesc, pentru că din practică sunt sigură că aveți ce le spune mămicilor având copii atât de frumoși. Cum a spus și doamna doctor, cred că cea mai importantă soluție este igiena personală, pentru că totul începe de la banalele, măruntele, dar uite, acestea sunt probleme, cred că globale, să le spunem așa, fiindcă orice bacterie, orice virus uite, începe de la o mică mizerie, să-i spunem așa. Și igiena este pe prim plan, nu în ultimul rând, ce să le spunem, să aibă grijă totuși, să spunem că să fim sănătoși, toți ne dorim să fim sănătoși, dar nu tot timpul ne reușește, nu depinde numai de noi, dar o armonie în familie și o... Mult, așa eu cred că dacă copilul este bine dispus, copilul este permanent într-un anturaj bun, atunci mi se pare că nici problemele uite, de sănătate nu așa, să spunem, se atrag decât la cei unde este permanent negativul, pesimismul, problemele poate chiar și la școală și în familie, atunci totul se reflectă și asupra lor. Și cred că să trăim toți în armonie și fericire este important. Absolut de acord cu dumneavoastră și eu vă mulțumesc foarte mult că mare drag. Ați găsit timp și ați venit la noi în studio și vă dorim să aveți mult succes, multă răbdare cu acești copilași drăgălași și tot binele din lume vi-l doresc. Mulțumim! Mulțumim și dumneavoastră, doamna medic, și vă mai așteptăm la noi cu oricare altă ocazie. Doamnelor și domnilor, deci ar fi bine ca să respectăm minimum aceste reguli de igienă, pentru că să spunem la revedere microbilor, la revedere infecțiilor și să zicem bun venit sănătate. Vă doresc și vouă multă sănătate, multă răbdare și toate cele bune până la noi întâlniri. La revedere! Vedere.